Alege hibrizii de porumb Syngenta pregătiți genetic pentru succes. Cumpără până la 20 decembrie 2020 cei mai productivi hibrizi de porumb și ai reduceri de 130, 100 sau 50 de RON pe sac. Pentru producții de porumb de care să fii mândru. Asigură-ți o recoltă bogată cu un strop de apă. Cultivă hibrizii de porumb artezian și obține producții stabile chiar și în condiții dificile. Hibrizii artezian fac față cu brio arșiței și secetei din toate zonele României. Bună dimineața! Am promis că în acest sezon vom vizita mai mulți fermieri tineri, așa că vom merge la un alt student al Facultății de Agronomie din Timișoara, de data aceasta în localitatea Giarmata, și apoi la un tânăr întreprinzător din Săcălazi. Vreau să-i cunoașteți și să-i încurajați, pentru că ei sunt cei care au ales să rămână în țară, deși ar fi putut să-și găsească de lucru în străinătate. Suntem în județul Timiș, localitatea Giarmata, stăm de vorbă cu Ionuț Căruntu, da. Student la Facultatea de Agricultură din cadrul SMV Timișoara, recomandat-o de domnul Florin Imria, decanul facultății. Se pare că toți studenții lui ajung pe mâna mea. Ionuț, de când lucrezi alături de tatăl tău? De când ai prins curaj să ieși și pe câmp și pe tractor? Cam de la 14-15 ani am început să lucrez cu el. Da. După aceea am intrat la facultate, după ce am gândit liceu, am intrat la facultate și acum sunt anul 3. Dar a fost clar dintotdeauna că vei face agricultură? Da, de când am fost mic, da? Tot timpul eram cu tata să merg cu el să, pe câmp. Ți-a plăcut, nu? Da, da. Mai ai frați, surori? Mai am încă 4 frați și eu și mai încă un frate lucrăm mai mult așa în agricultură împreună cu tata. Să spun, avem așa o afacere în familie, cu încă 2 unchi. Și cum v-ați împărțit sarcinile? Tu ce ai de făcut acum? Păi, depinde cât avem de lucru. De exemplu, acum în vară, în campanie, când avem mai mult, o să fie mai mult. 4 frați, o să lucrăm. Depinde cum fiecare, nu... Pe tractor, atunci, pe combină, da, pe combină, ce e nevoie, da, da, nu? Da, da. Ai de gând să continui studiile? Adică mergi și pe master? Da, aș vrea să dau și la master. Acum să vedem. Te-ai gândit la tema pentru lucrarea de licență? Acum stau și mă gândesc, nu știu, că mă tentează mai multe, dar cred că, nu știu, pe agrochimie, partea asta de îngrășăminte, de m-ar interesa mai mult. De ce? Ca să știi ce exact. Culturii, cu ce să hrănești cultura, da, nu? Cam pe partea asta se consum și cei mai mulți bani și atunci trebuie să știi cum să-i împarți și ce să-i dai la teren. Da. Și în momentul ăsta, cum vă faceți strategia din punctul ăsta de vedere? Ce tratamente aplicați? Cum vă luați informația? Că pe piață sunt atât de multe produse și competiția atât de mare printre companiile furnizoare de inputuri, încât mă gândesc că poate pentru voi, fermierii, e destul de dificil să alegi un produs de calitate. Cum faci? Cum te informezi? De unde? Păi, noi lucrăm de ceva vreme cu anumite produse și cam pe alea mergem, pe care suntem siguri. Și eventual, dacă mai apar unele noi, luăm câteva hectare, nu știu, 10, 15, 20 de hectare și testăm, da, lăsăm martor și atunci vedem, vedem cum se comportă într-un an. Tatăl tău are încredere să lase partea asta de management pe mâna ta? Adică tu te ocupi și de achiziția inputurilor? Da, acum, da, depinde. Clar ne sfătuim. Suntem la firmă, avem și vizitatori. Prieteni, vizitatori, așa. Da, și atunci, da, depinde. Ne uităm, ne informăm, vedem cam cum au și alți fermieri, cum lucrează, ce produse folosesc și atunci îți dai seama. Ne sfătuim. Domnul Gheorghe Căruntu, cu 5 băieți, aș spune că aveți viitorul asigurat. Da, foarte bine, sigur. Da. Doi dintre ei deja vă ajută în fermă.
Da, m-a ajutat foarte mult. Am putea spune că ați predat ștafeta. Da, da. Pentru că am văzut că copiii vor să mă urmeze în domeniul acesta, meseria aceasta. Chiar m-a plăcut și m-am bucurat. Pentru că șansele de a pleca din Cluj, eu le-am avut și ei, dar am hotărât și am decis să rămân în țara noastră. Îmi iubesc țara, îmi iubesc neamul și aș dori să rămână tineri în țara noastră, în România. Încurajez pe tineri, încurajez pe copiii mei. E timpul lor. Sunt pasionați, știu ce fac, au entuziasm, iar încurajările îi ajută să crească. Sunt tineri, tehnologia în ziua de astăzi se reînnoiește, tineri au pe ce lucra. Au pe ce lucra, sunt utilaje performante, sunt utilaje care chiar de drag lucrezi. Pandemia nu i-a încurcat prea mult, pentru că mai tot timpul au fost pe câmp și și-au văzut de treabă, însă seceta le-a dat emoții, mai ales la începutul primăverii. A fost o perioadă de secetă, cam, cât să zic, vreo două luni, o lună și ceva a fost secetă aprilie, și la noi. Aprilie, da, martie. Da, aprilie, martie. A fost secetă, dar a venit, în ultimul moment a venit și la noi ploaia. Bun, hai să mergem să evaluăm împreună culturile și vreau să-mi prezint, să-mi spui ce soiuri, ce hibrizi folosiți, cum îți alegi genetica și ce tehnologie aplicați. Grâul deocamdată stă bine, are apă. Îmi place mult ceea ce văd. Talie înaltă, ce soi este? Este soiul exotic, la a treia înmulțire, C3, un timpuriu chiar semi-tardiv. Anul ăsta chiar a fost problemă, avem și noi ceva soiuri mai timpurii. Și unde am avut soia, premergător soia, a fost puțin de tot afectat de secetă, că s-a uscat. Cam toate frunzele a rămas doar frunza standard, da, frunza standard a rămas verde. S-a cam uscat, că așa s-a nimerit, este și un teren mai nisipos, soi mai timpuriu. Știi ce am observat eu? Acolo unde a fost grâu după floare sau grâu după soia, exact, a fost problemă. Exact. Dacă a fost grâu după grâu, deci aici, grâu după grâu. Aici ai grâu, da, după grâu, nu? A fost scarificat, da, în toamnă și chiar merge foarte bine. Avem sole unde este și mai bine arată, unde am avut grâu și terenul, da, mai bun. Cam ce producție evaluezi? La ce vedem noi aici? Nu știu ce să zic. Cam... Ai, ți-e frică? Ai, spui. Nu știu. Sperăm la un 7 tone, 7-8 tone, poate. E de bine. Da, da, da. Având în vedere că a fost, s-au prins și grâul acesta seceta, unii din frații au murit, dar sperăm la acum producție. Acum să spunem că Ionuț are 1000 de hectare, lucrează 1000 da, de hectare împreună cu familia. Grâu pe ce suprafață aveți? Grâu avem pe 600 de hectare. O, deci deține da, ponderea, da, 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 da. Și din toată suprafața cu grâu, soiul ăsta pe ce suprafață se întinde? Soiul ăsta e pe 450, pe acolo, da. E cam ăsta e cel mai... E grâu de panificație. Da. Acum știți cum e, dacă vine ploaia, câte ploi îl prind, cu atâta îi scade. Exact, îi scade din calități. Și... Dar cum v-ați ales acest soi? Îl testați de mult timp? Păi îl avem de câțiva ani buni, cred că îl avem de vreo de 6 ani, pe acolo avem. Și... Da, noi am încercat și alte soiuri. Mai avem un soi ingeniu, îi spune. Da. Tot așa este mai semi-tardiv și atunci și ăla a mers bine, este puțin mai înalt. Și unde a prins apă, sol mai bun, chiar arată mai bine ca acesta. La momentul acesta, grâul este deja în hambare și am aflat de la Ionuț că producția medie a fost de 5,5 tone, cu mențiunea că au fost parcele în care s-au înregistrat și 8 tone la hectar. Unde ajunge grâul ăsta? Păi noi avem, până acum, l-am dat direct la... Traderi? Da, de noștri, care ne-l luau din câmp, dar acum am vrea să-l depozităm. Acum să sperăm că îl putem ține până prin ianuarie-februarie, când va fi prețul, să-l dați la un preț mai, da, bun, mai mare. Cu ce densități mergeți la grâu? Pe la grâul acesta am mers cu 250 de kg sămânță la hectar. Și la rapiță? La rapiță depinde de hibrid. Avem doi hibrizi și la unul am mers cu 3,8 kg și la celălalt 2,8 kg. Și la rapiță cam ce producție sper să obțin? La cum arată acum? La cum arată tot la un 4 tone, cam așa sperăm. Cam așa arată pe un... Păi 4 tone e foarte bine. Da, e foarte bine, da, de asta zic. Cam stați un 4 bine, tone. Stați bine. Da. Porumb aveți? Porumb avem pe o suprafață de 230 de hectare. Și la porumb am avut așa o răsărire puțin mai dificilă, că a răsărit mai neuniform în unele locuri. Dar acum a plouat, sperăm să crească și eu. Hibrizi străini? Da, da, tot așa hibrizi străini. Din avem... ce grupă FAO mergeți?
pe între 430-450. Speranța a fost ca la rapiță să se obțină 4 tone la hectar, însă la recoltare cântarul a arătat doar 3 tone pe hectar. Porumbul încă nu a fost strâns de pe câmp, dar promite 10 tone la hectar, producții bune pentru un an în care seceta a calamitat suprafețe însemnate, mai ales în sudul țării. Una peste alta, un an bun la voi, nu va afecta COVID-ul, seceta a trecut razant pe lângă voi, da? Deci fără emoții anul acesta. Ați avut probleme cu boli, dăunători? Foarte puțin, chiar la greu anul ăsta ca niciodată, pot să spun. Un an curat. Un an curat și doar două tratamente la greu până în momentul de față. Sperăm să scăpăm doar cu aceste două tratamente. Deocamdată arată bine. Cum stați cu flota de utilaje? Majoritatea sunt noi și atunci nici probleme nu avem deocamdată. Ați accesat fonduri europene sau cum le-ați luat? Toate spre leasinguri. Nu avem niciun fond european deocamdată. Poate pe viitor. Pe tânăr fermier sau pe, am vrut să aplic anul ăsta pe tânărul fermier, dar până la urmă m-am răzgândit și am zis că o să aplic probabil la anul. Generațiile tinere de fermieri trăiesc vremuri mai bune. Tehnologia îi ajută, doar dorință să existe pentru a rămâne în acest domeniu care permanent a fost aspru încercat. Eu am lucrat în agricultură de la vârsta de 18 ani și am lucrat pe utilaje românești, vă dați seama. Cu 650. 650, zgomot. Cam cum ajungeați acasă în pozii de muncă? Păi vă dați seama că ajungeai seara acasă, de jos din tractor, nu mai auzeai zgomot, praf, aveai pur și simplu zgomot în cap, în creier, de zgomot, care era, asta este. Dar în ziua de astăzi, la performanța care este în agricultură și utilajele care se poate lucra, și asta e păcat, să nu lucreze tineri. Oriunde ar fi în țara aceasta, dacă le place, încurajezi să se apuce de agricultură. Mai ai 2 ani de facultate? Mai un an, sau un an? 3, da. Un an. Rămâi în fermă, deci... Rămân în fermă, sigur. Nu pleci prin străinătate, n-ai gânduri, nu? Nu. Aș vrea să te uiți așa spre cei care ne privesc acum, să te gândești că sunt foarte mulți tineri care se uită la noi. Te rog, uite, spune-le de ce ar fi interesant să investească în agricultură. Merită să investești în agricultură? Este un domeniu de viitor? După părerea mea, în agricultură trebuie să ai pasiune prima dată și să-ți placă treaba asta. Bineînțeles, pe lângă toate astea sunt și riscuri, pentru că investești pentru un an, nu știi ce scoți, dar se merită. Chiar, mie chiar îmi place și chiar am pasiune pentru treaba asta și eu aș recomanda și la alții să continue. Chiar dacă e o fermă mai mică sau la început de drum, să continue și va fi bine. Venitul din agricultură vă mulțumește pe voi ca familie? Reușiți să trăiți decent din ceea ce obțineți în agricultură? În privința asta chiar nu avem probleme, chiar foarte bine. Da. Spune-ne, faci vacanțe exotice, mergi în vacanțe exotice? Mai mult prin România, mie cel puțin îmi place muntele, pe la munte, la schi, iarna mai ales când e la fermier. Timpul cel mai mult liber e iarna. La schi, da, iarna și atunci la schi, la munte, asta e pentru mine a doua pasiune, pot să zic. Cum se vede România din ferma dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, văd foarte bine și agricultura pentru România, pentru ferma mea, pentru ferma familiei mele, eu văd un viitor. Deci eu văd un viitor și un viitor cu succes. Orice palmă de pământ în ziua de astăzi este importantă să se lucreze. Și țara va prospera. Și din punctul acesta de vedere. Avem șanse altceva? să renască România prin voi? Da, eu zic că da. Dacă am rămâne toți tinerii care sunt prin străinătate, am face lucruri mărețe în România. Pentru mine personal, România se vede extraordinar, mai ales dimineața când vin, când plec de acasă, când ajung în lanul de grâu, de porumb, de floare, se vede extraordinar. Și încurajez tinerii să nu plece, să nu părăsească România, să nu uite de unde au plecat și să toți împreună să creștem aici în România și să facem frumoasă. Și acum să mergem într-o fermă agricolă vegetală din Săcălaz, o afacere cu 3000 de hectare care produce cereale, prestează servicii de depozitare pentru terți și comercializează semințe, pesticide, îngrășăminte și alte inputuri pentru agricultură. Alin Lazăr lucrează alături de socrii săi, iar pentru el acest an agricol a fost foarte dificil. Cât a sperat să obțină și cât a recoltat, aflați în discuția cu el. 3000 de hectare, cultură mare și
culturi clasice? Mergeți pe grâu, porumb? Pe principalele culturi sunt grâul, porumbul, floarea soarelui, rapița și soia. Cum a fost anul acesta agricol? Foarte greu. Foarte greu, extrem de greu. Nu ne-am așteptat să fie un an atât de dificil. Chiar în perioada de iarnă ziceam că am început an agricol cu dreptul. Dar pe parcursul anului am întâmpinat o grămadă de dificultăți. În special, seceta ne-a dat foarte mari bătăi de cap. Zăpada ați avut asta iarnă? Nu mi-aduc aminte să fi văzut măcar o ninsoare anul ăsta. Și acum în primăvară? Păi asta vreau să vă spun. Martie, aprilie, știu sigur că nu a plouat. Nu a plouat. De la începutul anului până acum două săptămâni, însemnând jumătatea lunii mai, în jur de 140 de litri de precipitații pe metru pătrat. Și noi am fost afectați într-un procent destul de ridicat de lipsa precipitațiilor. Cam cu ce procent vă afectează la producție? Că se va reflecta totul în producție. Noi sperăm cât mai mic, dar nu cred că putem fi chiar așa de optimiști. Zic că undeva 60-65% suntem afectați la cultura grâului. În special la cultura grâului. Avem zone unde grâul este frumos, avem zone unde grâul lasă foarte mult de dorit și a pierdut mult din potențialul lui productiv. A renunțat la frați, majoritatea fraților, practic ne bazăm doar pe planta mamă. Pe planta mamă. Și la momentul ăsta, cam care este talia lui? Ultimele precipitații din ultimele două săptămâni, jumătate, trei săptămâni, am mai recuperat puțin din talie, dar nu ne ajută foarte mult densitatea. Densitatea. Adică sperăm să fructificăm fiecare picătură de apă. Noi am făcut tot ceea ce ținea de noi pentru a susține viabilă cultura de grâu. La dar ce densitate a semănat? Noi am mers undeva 250 de kilograme de sămânță pe hectar. Bobul este în faza de umplere acum, spicul 6-7 etaje de boabe pe spic, pe medie, cam acolo avem. Și cu ce hrăniți culturile? Cum le-ați menținut până a venit ploaia? Biostimulatori, ce aplicați? Am folosit și biostimulatori, în principal îngrășămintele de bază, pentru că fără ele nu poți să faci nimic, chiar dacă vei azot, fosfor, potasiu, da? Sulf, bor, da. Biostimulatori de creștere, aminoacizi, tot ceea ce a avut nevoie. Și nouă, ajută toate aceste soluții, chiar dacă nu plouă? 100% ajută. Pentru 100% că mulți dintre fermieri spun, domne, poți să-i dai și cu lapte. Dacă nu plouă, n-ai făcut nimica. E o investiție este, care da, este într-adevăr că o arunci pe apa sâmbetei. Noi chiar discutam chiar anul ăsta, pe lângă faptul că culturile sunt afectate de secetă, sunt și foarte scumpe. Sunt și foarte scumpe pentru că noi nu am făcut rabat la calitate, nu ne-am abținut de la nimic. Am făcut tot ceea ce trebuia să facem și în momentul potrivit. Optim, da. Optim, pentru că dacă nu faci treaba asta, nu ai nicio speranță. Să ai o cultură sănătoasă, să ai o cultură care îți promite, să ai o cultură care să-ți dea o satisfacție pentru toată munca, pentru că este o muncă asiduă. De la începutul anului agricol până la final, până nu te vezi cu el în hambar. Și cam câte tratamente ați aplicat ca să aveți totul stas, brici, să vă asigurați că măcar din punctul vostru de vedere ați făcut ce trebuia? Trei tratamente am aplicat la grâu. Trei tratamente la grâu însemnând ce anume? Ce ați dat? Și când? În ce perioadă? Încerc să intru puțin în tehnologia de cultură. Când ați semănat? Păi semănatul a fost undeva în perioada 15 octombrie 2019. Da. Am făcut o erbicidare de toamnă preemergentă pentru cultura grâului. Ulterior am intervenit pentru combaterea buruienilor la a doua decadă a lunii martie, iar am revenit ulterior la 3 săptămâni cu un tratament fungic plus insecticide și fertilizanți foliar și la alte 3 săptămâni am intervenit din nou tot cu fungicide. 4 am făcut, că ultimul am terminat zilele trecute, tratamentul la spic. Așa, și amendamentele astea cu biostimulatori, când au fost date? Aproape la fiecare tratament. A, împreună cu împreună noi am făcut un mix de fungicide, erbicide și insecticide, plus un biostimulator. Și la momentul ăsta ai putea totuși să estimezi care va fi producția la grâu?
este foarte, foarte dificil să estimez per general o producție, dar sper să ne închidem peste 5 tone jumate la grăun. La solele bune, nu? Sau o medie? Să ne închidem pe medie. Medie. Sper, dar eu sunt mai optimist. Poate sunt prea optimist, dar asta ar fi o satisfacție pentru noi, pentru anul ăsta. La momentul filmării, culturile încă arătau bine, însă seceta s-a manifestat și peste vară, iar acest lucru s-a resimțit la recoltare. Azi pot să vă spun că producția medie la grâu a atins 4500 de kilograme la hectar, iar la rapiță s-a obținut 3500 de kilograme la hectar. Nu s-a atins cantitatea sperată, însă acum se bucură că au avut totuși ce recolta, față de mulți fermieri din sudul țării care și-au văzut culturile calamitate în totalitate. Care e strategia voastră? Încercați să țineți grâu cât mai mult? Care e moneda cea mai valoroasă în fermă? Ce cultură? Clar grâu. Grâu, nu? Clar grâu. Grâu este ponderea cea mai mare care se ocupă pe în fiecare fermă. În mod normal, fiecare fermă, ponderea de ca și suprafață, grâu o ocupă. Din 3000 de hectare, cât aveți cu grâu? În jur de 1000 de hectare. 1000. Și restul cum sunt împărțite? Restul sunt împărțite în rapiță, floarea soarelui, porumb și soia. Uh-huh. Și următoarea cultură? Ca și pondere? Da. Este rapița. Rapița? Rapița? Da. Rapița urmată de floare, la diferență foarte... Sunteți curajoși cu rapița? De ce nu? De ce nu? Este o cultură... Da, e o cultură foarte valoroasă și aduce primii bani în fermă. Dacă reușiți să o valorificați bine, e grozav. Dar știu că are nevoie de umiditate, are nevoie de apă. În primul rând are nevoie de umiditate la răsărire. Da, la răsărire. Ăla este un pas foarte important pe care rapița trebuie să-l treacă. Întreaga producție a fermei, dar și cea provenită de la alți fermieri din zonă, este depozitată în hale și în cele 6 silozuri a câte 1000 de tone fiecare, până la momentul oportun de valorificare. Imediat după recoltare, intră în funcțiune stația de procesare a semințelor, despre care Alin Lazar spune că oferă atât pentru ei, cât și pentru alți fermieri, o sămânță foarte bine selectată, tratată și condiționată. Fiecare hală are o destinație bine definită. În partea de început a acestei hale este atelierul mecanic. Hala aceasta o pregătim pentru depozitarea cerealelor. În partea din spate este o hală care mai tot timpul stă închisă, pentru că este o hală de unde ținem mașina de selectat și tratat semințe și practic și depozităm ceea ce procesăm. Pentru că fără o sămânță de calitate nu poți să te menții în piață. Noi practic ne luptăm cu marile companii producătoare de semințe, pentru că noi suntem o firmă micuță, o firmă de familie, dar cred că ne-am câștigat respectul față de clienții noștri prin calitatea serviciilor și calitatea produselor oferite de noi. Cum se vede România de aici, din ferma voastră? România se vede bine. Dacă ar fi să am opțiuni de a părăsi România, nu aș părăsi România. Pentru că noi suntem români, noi muncim pentru români, noi muncim cu români, clasa politică să se aplece și asupra problemelor noastre și asupra nevoilor noastre și să vină cu mai multă susținere față de ceea ce fac până la ora actuală. Din punctul meu de vedere ar fi foarte mult de lucru. Și la fel și ei trebuie să ia de jos, să dea un reset total la ce a fost și să vedem ce va fi de acum încolo. Bine ai spus. Dăm voie să te felicit pentru asta. Mulțumesc. Mulțumesc pentru ziua de astăzi și doamnește recolte bogate. Mulțumesc. Cam atât pentru azi, dar vă aștept vinerea viitoare, când vom merge la stațiunea din Lovrin, care renaște precum pasărea Phoenix din proprie cenușă. Pe curând!